ziua! Invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor este domnul Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industria României. Bună ziua, domnule Daraban, și bine ați venit în studioul nostru! Bine v-am regăsit! Domnule Daraban, vă propun să începem emisiunea de astăzi cu o discuție asupra unuia dintre cele mai așteptate evenimente ale momentului, summitul celor trei mări, care se va desfășura pe 17 și 18 septembrie la București. Cum se pregătește instituția dumneavoastră pentru acest eveniment? În primul rând, acest eveniment este organizat de administrația prezidențială, este sub un alt patronaj al președintelui României, iar noi suntem, dacă vreți, partenerii principale ai președinției în acest proiect. Forumul de afaceri care va avea loc cu această ocazie va fi ținut la Romexpo. S-au înscris, din ce știu până astăzi, 400 de companii românești și străine. Vor veni președinții camerelor naționale din țările respective și va avea loc chiar pe data de 18, a doua zi, celebra întâlnire B2B, deci vor sta față în față oamenii de afaceri pe profilele asemănătoare de activitate. Pentru că aici e important să îi punem față în față pe cei care au interese comune pe această zonă. Ce așteptări aveți de la acest eveniment? Păi, sunt foarte multe așteptări pentru că această zonă geografică, dacă vreți, trebuie într-un fel sau alta interconectată, trebuiesc zone logistice, trebuiește infrastructură, mai bine zis, pentru că toți avem de suferit la acest capitol, nu e vorba doar de România. Dacă vreți, putem vorbi de traficul portuar din cele trei mări, că vorbim de Baltică, Marea Neagră și Adriatică. Dacă îmi permiteți, toate porturile la aceste trei mări nu se ridică la nivelul de volum al portului Rotterdam, de exemplu. Și acest lucru trebuie să ne pună pe gânduri și să explicăm și de ce. Pentru că sunt porturi, cum este și portul nostru, portul Constanța, care are un potențial de 100 de milioane de tone de marfă pe an, dar nu se realizează decât maxim 60. De ce? Din cauza lipsei de infrastructură care trebuie să deservească portul Constanța. Pentru că Rotterdam nu este doar un port, este al Olandei, aparține Olandei, de Olanda, dar portul Rotterdam este un port european, este un port care deservește, dacă vreți, și Germania prin intermediul Rhinului, deși Germania are porturile ei. Este un port care deservește practic toată Europa vestică, dacă vreți să spunem așa, iar porturile noastre, și îmi repet, nu vorbesc doar de Constanța, putem vorbi și de de Gdansk, de Klaipeda la Marea Baltică, de Rijeka, Koper la Marea Adriatică, chiar și celebrul Trieste, nu se ridică, repet, tocmai din motivele de lipsă de interconectare cu celelalte ramuri ale transporturilor. Pentru că aici vorbim, și ați auzit vorbindu-se de transport intermodal. Deci, practic, trebuie să asiguri un flux astfel încât să treci de pe șosea, pe calea ferată, pe fluviu și viceversa. Adică să ai aceste trei componente permanent la îndemână. O altă problematică a țărilor care, din păcate, sau, nu știu, luați-o cum vreți, au ieșire la aceste trei mări despre care vorbim, mediile de afaceri sunt destul de fragile. Adică nu cred că noi, țările baltice, Polonia, Croația, Slovenia, nu cred că avem oameni de afaceri capabili, de exemplu, să
din marfa pe care o exportă ei, individual, să umple un port container sau, să spunem, o navă de 8700 didoai de mărfuri generale. Pentru că avem totuși un mediu de afaceri destul de fragil și iată că și când vorbim, când exportă o societate, exportă 2-3 containere. La 2-3 containere poți să-ți permiți, dacă vreți luxul, să urci pe un autocamion și să-l transporti pe distanțe scurte în general, pentru că nu prea contăm pe restul planetei și mă refer la toți, nu numai la România. Suntem practic toți niște subcontractori ai Europei de Vest și în general ceea ce producem, și repet încă o dată, vorbim la general, suntem fragili, cărăm foarte puțin și probabil nu s-a justificat, dacă vreți, această infrastructură care să unească Dunărea cu, din Dunăre să te duci pe calea ferată la Marea Baltică sau de pe Dunăre să vii la Marea Adriatică. Dau și eu niște exemple, pentru că este suferința pe care o avem și cu Portul Constanța. Portul Constanța nu are această infrastructură din hinterland, cum se spune, care să-l deservească, în sensul de a avea o cale ferată rapidă către vest, să nu mai vorbim de minim 48 de ore ca să tranzitezi România de la est la vest, să avem o Dunăre navigabilă 365 de zile pe an și fără restricții și fără probleme că e secetă sau că sunt apele prea înalte, pentru că apă pe Dunăre avem chiar și când este secetă. Da, problema este că una s-o ai adunată într-un canal astfel încât să asigure acel pescaj de minim 2,50 m cât se cere pentru o navigație garantată pe Dunăre, n-ai o autostradă est-vest și în rest, să zicem, un alt handicap care, să spunem, îl are Portul Constanța este că țările care au terminale de containere la Marea Neagră nu le-au prea dezvoltate, ca să zici că, domne, la Constanța vin nave de mare tonaj de la 6.000 de teuri în sus, trec pe fidere și se duc și descarcă în Potin, Batumi, Toapse, Odessa, Ilicevsk și alte porturi. Deci și aici este o lipsă, dar e o lipsă care nu ține neapărat de noi. Dar când vă spuneam de cale ferată est-vest, de autostradă și de o Dunăre navigabilă, asta cred că ține foarte mult de noi. Este infrastructura un punct slab al actualei guvernări PSD-ALDE? Este un punct slab la toate guvernele României de după Revoluție. Infrastructura a fost și este un subiect tabu pe care nimeni nu vrea să-l dezbată. De ce? Din simplu motiv că și în infrastructură s-a văzut o cale de a face bani ușor. Vezi exproprierile, pentru că asta e marea problemă. La ora actuală, noi nu suntem în stare să oferim un traseu pentru o autostradă în care să spună statul, domne, traseul ăla, noi avem terenul, căutăm constructor. Și când spun să avem traseul, să-l avem pe de-o parte în proprietate, pentru că este și o condiție ca să obții bani europeni aici, pe de altă parte să-l ai liber de sarcine, adică să nu mai stăm că n-are ursul pe unde să treacă, sau mistrețul, sau liliacul, sau veverița, adică nu mai vorbim de partea de cultură, de arheologie. Deci niciodată nu vom putea avea autostrăzi până când acest lucru nu este rezolvat, adică exproprierea cu celeritate, fără discuții. Avem o lege, din păcate, destul de subțire la capitolul ăsta. Unii mai deștepți care află traseele autostrăzilor au grijă să treacă terenul din extravilan în intravilan, să-și mai facă și un put și un puz, și astfel să crească valoarea terenului și, bineînțeles, să intre într-o zonă litigioasă în care nu se mai iese cu ani de zi. Deci, asta este marea problemă a României la ora actuală.
că nu suntem în stare, chiar dacă va veni acest parteneriat public-privat și o să dea buzna peste noi, cum se vorbește, ne vom lovi de aceeași problemă, pentru că va veni partenerul privat, să zicem, cu bani să facă o autostradă, iar ce va rămâne, care va fi contribuția publicului aici, părții publice? Partea publică va trebui să pună terenul la dispoziție. Din moment în care noi toți spunem stop joc, s-a terminat tot. Adică eu am rugat și când mai vorbesc cu ziariștii și care au acces, să spunem, la cât un decident politic care căruia i-a intrat în obicei să deseneze la hartă, să-l întrebe pe decidentul respectiv dacă sub pata aceea de cariocă pe care o trasează pe o hartă, terenul de dedesubt este proprietate. Pentru că dacă nu este proprietate, putem să măzgălim harta României cum vrem, să ne treacă prin cap tot felul de trasee de autostrăzi, nu o să se facă niciodată nimic. Un alt eveniment la fel de important sau poate chiar mai important decât cel menționat anterior este preluarea de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene. În acest moment, cât de pregătită vi se pare că este țara noastră pentru un asemenea eveniment? Nu este pregătită deloc. Nu este pregătită deloc atât prin personajele guvernamentale care vor da față cu această provocare, cât și prin faptul că nu sunt proiecte concrete, proiecte de țară de care să profităm în cadrul acestei președinții. Vă dați seama, v-am spus înainte că mă întrebați de forumul celor trei mări că poate Dunărea aceasta ar putea reprezenta un proiect de țară. Lăsând la o parte rețeaua noastră de autostrăzi internă, dar Dunărea aceasta ar putea reprezenta un proiect de țară, și pentru că este o apă internă a Europei care nu este utilizată la capacitatea ei. Eu pe toți am început să nu mă mai duc la conferințe legate de Dunăre, eu m-am plictisit să-i aud pe toți cât de benefic ar fi transportul pe Dunăre. I-am invitat pe toți să se ducă pe Rin, de exemplu, la Duisburg, să vadă ce se întâmplă, să vadă care e volumul de marfă pe un fluviu și o să, cu ocazie cu care sper că vor înțelege importanța Dunării. Ar putea fi un proiect de țară, dar nu suntem pregătiți, pentru că, vedeți, probabil proiectul de țară pe care, nu știu, cred că o să ne ducem cu legile justiției până la urmă, în cadrul președinției pe care o să o avem, că este singurul lucru care se discută în România. Spuneați adineori de personaje. Da. La cine vă referiți? Eu știu că sunt la PS News, deci dacă sunt întrebat, nu o să vă spun că sunt la DC News. Deci când ești la Podgorița și spui că ești la Priștina, nu mai am ce să comentez. Adică sunt niște chestiuni elementare și nu vreau să intru în detalii pentru că mă enervez numai când îmi aduc aminte. Da, cât de mult ar putea să afecteze imaginea României la nivel european această, să zic, poate preluare greșită? Păi este afectată, pentru că, pe de altă parte, apropo de personajele guvernamentale, sunt foarte mulți miniștri care nu vor putea să susțină un dialog tet-a-tet în nicio limbă străină. Deci asta este marea problemă până la urmă. Adică bine, aici este o problemă de... nu mai vreau să comentez, că putem da foarte multe exemple, dar stau și mă gândesc oamenii aceștia care vor fi puși să stea într-un tet-a-tet în care de mult, cel puțin în țările civilizate, nu prea se mai merge cu translatori. Adică ai o așteptare că niște oameni care ocupă aceste funcții să aibă o pregătire, pentru că suntem o țară de 20 de milioane sau cât o mai fi. Adică nu se poate să nu găsești niște personaje capabile să țină acest drapel cu cinste sus.
Au trecut aproape 21 de luni de guvernare PSD-ALDE, am schimbat și trei guverne în timpul ăsta. Care considerați dumneavoastră că au fost principalele acțiuni de sprijin pentru economia națională? Aș vrea să spun că, de exemplu, nivelul de taxare este permisiv în România, nu pot să-l blamez, este un sistem de taxare atractiv. Poate ar trebui ca la un moment dat să putem să tipărim acest cod fiscal și să-l putem circula pe piață și să îl putem prezenta și potențialilor investitori care stau în afara granițelor României. Aici este o problemă de incertitudine. Pe de altă parte, din păcate, mediul creat, scandalul creat în ultima perioadă, i-a făcut pe foarte mulți investitori care nu sunt în România încă, dar care aveau intenția de a investi în România, să iau o pauză. Să iau o pauză în această decizie de a investi în România pentru a vedea cum se așează lucrurile. Evoluția, noi urmărim aceste cifre și urmărim și evoluția de la un an la an, mai ales intrăm în fibrilație, dacă vreți, cam după ce se depun bilanțurile la organele fiscale. Și vă pot spune că la 17 iulie, când am procesat ultimele date ale celor care au depus bilanțul, deci aveam 688.016 agenți economici care au depus bilanțul, cei drept cu 12.000 mai mult decât anul trecut, pentru că noi acum vorbim de anul fiscal 2017 și îl comparăm cu raportul din vara trecută care vorbea de anul fiscal 2016. Deci se vede că s-au înmulțit numărul de societăți comerciale, pe de-o parte, dar pe de altă parte, în fondul problemei, cifra de afaceri a scăzut de la 275 de miliarde de euro la 270 de miliarde anul acesta, dar se observă o creștere a profitului. Adică dacă anul trecut am avut 22 de miliarde, la cifra aceea de afaceri de 275 am avut 22 de miliarde de euro profitul brut, anul acesta avem 24. Dar te uiți la alți indicatori, că totdeauna noi încercăm să analizăm și să vedem și de unde vine acest lucru. Și ne uităm că lipsesc 170.000 de lucrători, de angajați, vorbind de societățile cu J la poartă, adică societățile comerciale, cele care sunt, că sunt de stat, că sunt private românești, că sunt private străine, că sunt mixte, vorbind de societățile persoane juridice române. Deci aici vedem că anul trecut am avut 4.095.000 de salariați la cei care depuseseră bilanțul și, repet, erau cu 12.000 mai puțin, iar anul acesta, la cei 688.016, iată că avem 3.895.000 de angajați. Deci 170.000 lipsesc. Nu m-aș arunca să spun că au plecat în străinătate. Mai degrabă aș spune că au plecat de la societățile comerciale în domeniul bugetar. Pentru că anul trecut a fost un Eldorado a ceea ce înseamnă a lucra la stat. Și foarte mulți au migrat, din păcate, de la privat la stat. Corect, da. E o realitate și, repet, pot să se supere guvernanții pe mine, sunt cifrele dânșilor. Deci noi la Camera de Comerț a României nu facem decât o analiză la cifrele din teren, la cifrele pe care le luăm de la instituțiile statului. Că noi facem o analiză mai bună, de fapt ei nu fac deloc. Că noi facem o analiză tocmai ca să ne dăm seama de potențial, pentru că sunt alți indicatori. Deci au scăzut numărul societăților chiar pe ansamblu, de la 271 la 234 de societăți peste 100 de milioane de euro cifre de afaceri.
au scăzut de la 330 la 301, între 50 și 100 de milioane de euro. Astea sunt niște, sunt niște indicatori care trebuie să te pună pe gânduri, să vezi ce măsuri iei ca să, să stopezi acest declin care, repet, a început ca declin. Deci trebuie să recunosc că până anul trecut, inclusiv, au crescut aceste cifre, chiar dacă, să spunem, cu 5 societăți, cu 6 societăți, vorbim de cele foarte mari, iată că suntem un trend descendent. Deci, din, practic, din această efervescență a numărului de societăți, că v-am spus că sunt cu 12.000 mai multe, dar sunt 12.000 de micro-întreprinderi. Poate să fie și un rezultat al Startup Nation, programul de startup. Dar, din păcate, se vede numai la micro-întreprinderi. Adică au ajuns micro-întreprinderile la 630.374 de micro-întreprinderi. Ce înseamnă asta? Maxim 9 salariați, maxim 2 milioane de euro cifră de afaceri. Care credeți că e principala cauză a acestui declin? Eu cred că este hiperprudența, pe de-o parte. Pe de altă parte, și când spun prudență, inclusiv la investiții. Investiții în cadrul firmei. Adică nu vorbim de alți investitori. Am discutat despre ei. Cred că societățile au intrat într-o prudență să se vadă ce se întâmplă cu țara asta, încotro o ia, pentru că au tot venit semnale externe, semnale de tot felul, că nu e ok în direcția în care mergem. N-avem cum să... Au fost creșterile astea uriașe de salariu în domeniul bugetar. Bun, am avut creșterea economică. O știm și o spunem. Și nu numai noi. Sunt și alți specialiști care apar și la noastră în studio, apar la alte televiziuni. Oameni competenți în domeniul economic care explică foarte clar că această creștere economică, că avem acum PIB-ul 212 miliarde de dolari conform Băncii Mondiale, la nivel de 31 decembrie 2017, este o creștere bazată pe consum de marfă din import. Pentru că anul trecut această balanță comercială și acest deficit al balanței comerciale a crescut de la 10 miliarde cât erau în 2016 la 13 miliarde în 2017. Sunt cifrele statului. Repet, nu sunt ale mele. Instabilitatea politică poate fi și instabilitatea politică este un factor colosal. Poate să scadă și o bursă. Da, dacă am avea-o foarte capitalizată. Noi am fi avut un indicator foarte important la ceea ce se întâmplă în România dacă noi, ca mediu de afaceri, eram din ce în ce mai mulți listați pe bursă. Că acolo se vedea cum pulsează, dacă vreți, încrederea investitorului mic. Cel mai bun sondaj de opinie ar fi fost. Din păcate, noi avem o bursă subcapitalizată și asta ne face să nu prea o luăm în considerație ca fluctuații. Care sunt prioritățile Camerei de Comerț și Industria României în perioada următoare? Noi, în primul rând, vrem să, cum am spus-o de nenumărate ori, am vrea să devenim un minister al economiei private. Am vrea, de exemplu, ca și una din prioritățile noastre este ca să creăm un sistem complementar de diplomație economică, astfel încât să nu mai depindem de stat unde hotărăște el și pe cine hotărăște el să trimită în străinătate. Vrem un sistem finanțat pe modelul Camerei de Comerț a Ungariei, dacă vreți, care au un sistem și o lege a Camerei foarte similară cu a noastră, sau aproape ca a noastră. Acolo se plătește la depunerea bilanțului, fiecare societate plătește 20 de euro pentru o înregistrare anuală la Camera de Comerț, tocmai de a se vedea din ce ai făcut banii, din ce domeniu de activitate, ca să ai o imagine mai clară. Noi ce am propus? Am zis, domnule, să fie tot 20 de euro de societate, dar dacă s-ar aplica acest lucru, noi am putea să finanțăm
100 de poziții în străinătate, plecând de la premisa că bugetul per capita pentru a trimite pe cineva în străinătate să fie de 100.000 de euro pe an. Salarii, locație și așa mai departe. Iar selectarea acestor oameni și a zonelor pe care trebuie să plece, să nu fie apanajul Camerei de Comerț în exclusivitate, ci mai multe asociații patronale împreună să ne strângem, să vedem care e zona de interes și să ne uităm în ochii candidatului care e compatibil cu acea funcție și să hotărâm împreună să-l trimitem. Observația este că nu pleacă pe mandat. Pleacă, poate să stea 2 zile, poate să stea 20 de ani, dacă e competent. Ideea este să răspundă cu celeritate mediului de afaceri din România. Se face o evaluare sau cum? Păi nu. Dacă ne strângem mai mulți într-o comisie de evaluare, bineînțeles că nu o să trimitem silvicultori la Riad sau la Doha. O să trimitem un om specialist în oile în gheață, probabil. Sau în transport maritim, sau nu știu. Adică, astea sunt alte discuții. E normal să trimiți un om pe profilul țării respective. Vorbești de Malaezia, te gândești la Petronas Towers, da? Deci la compania petrolieră Petronas, dar te gândești și la turism. Sunt, știți cum, fiecare țară are un landmark și fiecare țară se caracterizează prin anumite produse specifice și atunci te adaptezi și trimiți oameni pregătiți pe zonele respective. Repet, 100 de poziții, nu 100 de țări. Și, dacă îmi permiteți, niciun om în Europa. Pentru că, de ce? Pentru că nu mai avem de ce. Pentru că am ajuns, dau un exemplu, Germania, dar am ajuns la 22% comerț exterior, adică import și export. 22% din tot ce facem noi. Păi, și din ce exportăm și din ce importăm. Păi la cât să ajungem? La 90, să fim land german? Ce zic? Deci, în Europa, știți cum e, un fenomen de business as usual. Adică, oamenii de afaceri din România se urcă singuri în avion, au o oră 20 până la Viena, mai merg încă jumătate de oră, ajung și pe la Paris. Cum să vă spun, nu mai trebuie ghidați. Ei se găsesc pe la târguri internaționale, forumuri și așa mai departe. Unde este nevoie de un aport și de un sprijin colosal, este pe aceste zone din afara spațiului european, unde din păcate suntem deficitari. Unde din păcate nu existăm. Adică să vorbești de un 73-75% din comerțul nostru exterior către UE, mai vorbim de încă vreo 10% către țările europene încă non-UE și pe restul planetei 15%. Și gândiți-vă ce înseamnă restul planetei. Americi, Asie, Australie, Africa, da? 15%. Nu contăm. Mă mai întreabă cineva în ce constă schimbul bilateral între, nu știu, România și Columbia. Câteva, nici 200 de milioane de dolari. Ți-e și greu între două țări pe un an de zile să spui, sau nu vorbesc de Senegal, vreo două, mi-aduc aminte, de vreo 3 milioane de dolari. Te întreabă, dar în ce constă? Păi ce să constă, domnule? E vreo 2-3 containere care au fost schimbate în decursul unui an de zile. Adică nu trebuie să devenim mai activ și poate nu neapărat în sfera schimbului de produse, cât va trebui să ne găsim servicii pe acolo, adică să prestăm servicii, să, nu știu, să le construim ceva, să le, adică să aducem un aport valutar și din prestări de servicii, nu numai din vândutul de produse, pentru că noi avem nu că avem o imagine proastă, că n-avem cum să o avem. N-avem o imagine proastă. Noi n-avem brand de țară. Deci noi n-avem un brand. Deci iar o să mă repet, iar o să-mi atrag criticile guvernanților, dar le aduc aminte că suntem pe ultimul loc conform Eurostat la inovare cercetare. Eu am tot respectul pentru gemul de Topoloveni. Dar
Oare cât timp ne mai lăudăm că facem că doar gemul de topolovenie brand românesc? Adică noi trebuie să avem niște branduri cu valoare adăugată mare, gen, dacă vreți, Bitdefender, niște produse industriale proprii românești. Noi suntem economie de subcontractori, facem cutii de viteze, facem borduri, facem cablaje, facem pistoane, facem cuzineți, chiulase, dar produsul final, din păcate, nu scrie made in România. Bun, scrie pe Dacia, da. Și o Dacia, dacă o cumpărați, trebuie să dea parisul liber la livrare. Domnule Daraban, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm pe la noi. Și eu vă mulțumesc și nu mă mai provocați.